În acest episod vă supun atenției o predică a fratelui Petru Lascău, numită Dar vorbiri în alte limbi, din 16 august 2015. Această predică este deosebită și importantă pentru mine, deoarece, în ea, fratele Petru Lascău propune o perspectivă cu totul diferită de cea cu care suntem deja obișnuiți asupra acestui fenomen al vorbirii în alte limbi. Aș dori să ascultați pentru început, felul în care fratele interpretează această vorbire în altă limbă, ca să știm despre ce vorbim. O a doua explicație este că era totuși glosolalia, era o limbă necunoscută de nimeni, dar Duhul Sfânt făcea ca oamenii care ascultau vorbirea asta să înțeleagă fiecare limba lui. Deci mutăm. mutăm vorbirea în limba cunoscută de la ucenici la urechea ascultătorului. Și mie mi se pare mult mai plauzibilă o asemenea explicație. Așadar, cu ce avem de a face? Să facem o comparație între perspectiva penticostală clasică și această nouă perspectivă care este preluată din carismatism. Perspectiva penticostală clasică spune că la botezul cu Duhul Sfânt toți cei botezați cu Duhul Sfânt trebuie să aibă semnul vorbirii în alte limbi. În general se acceptă faptul că această vorbire în limbi este o vorbire în limbi cunoscută, când este vorba de semn. Apoi, doar anumite persoane primesc darul vorbirii în alte limbi, care este darul descris în Corinten 14, un dar în care are limbi neînțelese, limbi îngerești, cum sunt numite uneori. Ceea ce spune fratele în locul acesta este nu. Și la cinzecime și în toate episoadele din Cartea Faptelor Apostolilor avem de-a face cu o vorbire în limbi neînțeleasă. Neînțeleasă. Bun. Care, sunt, care, este miza, da? Care sunt implicațiile unei asemenea teologii? De ce ne interesează să discutăm despre lucrul ăsta? Fratele arată foarte bine de ce este important să luăm în discuție subiectul acesta. Ia auziți. În momentul în care a, 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 acceptăm cea de-a doua variantă, că era tot glosolalia, tot vorbire în alte limbi, tot necunoscută de oameni, atunci nu mai avem probleme, pentru că de celelalte ori în faptele apostolilor apare tot glosolalia, tot limbă necunoscută de nimeni. Și atunci înțelegem mai corect scriptura, pentru că e normal să punem întrebarea asta, dacă la 50 vor au, ăștia au vorbit în limbi cunoscute. De ce nu mai vorbesc și astăzi cei care primez Duhul Sfânt în limbi cunoscute? nu e așa? Observați dificultatea. Dificultatea este una cât se poate de uh, reală și majoră, da? Toată mișcarea pendicostală și mișcările carismatice stau în răspunsul la întrebarea asta. Dacă la 50 cime s-a vorbit în limbi cunoscute, de ce astăzi nu se vorbește în limbi cunoscute? Pentru că fratele pornește la premisa că nu se vorbește în limbi cunoscute și este demonstrat că nu se vorbește în limbi cunoscute. În foarte puține cazuri, unii argumentează că au auzit limbi cunoscute și că au fost martori la un asemenea fenomen, dar în general este recunoscut faptul că astăzi avem de a face cu un fenomen diferit de cel din fapte. În fapte, cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt au vorbit în limbi cunoscute. Însă astăzi, oamenii pretind că au, vorbiri, că au, botezul cu Duhul sunt din fapte, fără să aibă vorbirea în limbi din fapte, adică o vorbire în limbi cunoscute. Și atunci se modifică înțelegerea textului. Probabil că n-au vorbit în limbi cunoscute niciunul dintre ei. Dar Duhul Sfânt făcea ca, cel, ca ascultătorul să audă în limba lui, să înțeleagă în limba lui ceea ce spuneau ăștia în alte, în alte limbi necunoscute. Deci cred că este foarte clară interpretarea și vreau să observați cum o dificultate, într-adevăr o dificultate foarte importantă din această mișcare, îl împinge pe un om la niște eforturi uriașe, la niște eforturi disperate, care îl aduc la punctul în care el pur și simplu modifică teologia textului, da, modifică textul biblic, modifică interpretarea textului ca să salveze cumva situația, ca să explice de ce astăzi nu mai avem ceea ce vedem în Cartea Faptelor. Și atunci el spune, nu, ce este în Cartea Faptelor avem și astăzi, numai că trebuie să oferim o altă interpretare cărții faptelor. În mai multe rânduri fratele subliniază dificultatea asta majoră din mișcarea pentecostală și carismatică și arată că din cauza aceasta trebuie reinterpretat fenomenul vorbirii în alte limbi. Care sunt argumentele pentru poziția asta? Care sunt argumentele? Haideți să auzim uh, uh, cel mai important dintre ele. O problemă de logică se întâmplă aici. Cum s-a putut ca din grupul acela de 120 de oameni care toți vorbesc deodată, nu? să auzi exact numai limba ta? Nu? În acea... în acel concert de 17 limbi nu? diferite să auzi pe cineva care vorbește limba ta. E un, e un pic greu, nu e așa? Ăsta este primul argument și argumentul pe care îl repetă. Eu zic că dilema propusă de fratele Petru Lascău poate fi rezolvată foarte ușor, dar înainte de a da o explicație, trebuie să înțelegem că faptul că avem o dilemă da, cu privire la înțelegerea felului în care a fost recepționate limbele apostolilor, nu înseamnă că lucrurile nu au fost în tocmai așa. Da? faptul că există o dificultate și că noi nu înțelegem cum s-a întâmplat lucrul respectiv, nu înseamnă că în cazul respectiv oamenii ăștia chiar, uh, vorbeau, chiar nu vorbeau în alte limbi. Bun, dar Scriptura ne arată că oamenii aceștia erau toți în același loc și că a venit din cer un sunet ca vârjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Apoi scriptura ne arată că există o mutare din casa aceasta în afară, pentru că sunt mii de oameni care ascultă Evanghelia și cel puțin 3.000 dintre ei se convertesc. 3.000 de oameni n-aveau cum să intre în casa celor care au primit Duhul Sfânt. Așadar, ei au ieșit afară și s-au împrăștiat. Da? Și pentru că s-au împrăștiat, este posibil, foarte posibil și probabil, cel mai sigur așa s-a întâmplat, textul biblic și puțină imaginată te-a avut să înțelegi lucrul acesta. Împrăștindu-se prin mulțime, fiecare grup sau oamenii din grupurile respective auzeau pe unul sau doi sau cât sucenici ori fi fost care vorbeau pe limba lui. Așa a avut loc ă, acest fenomen. Un alt argument pe care îl folosește este acesta. Și mie mi se pare mult mai plauzibilă o asemenea explicație pentru că există cel puțin de trei ori în textul acesta sublinierea aceasta, îi auzeau, îi auzim. Îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră. Faptul că eu aud pe cineva în limba mea nu înseamnă că el nu vorbește în limba mea. Nu, cel mai normal când eu spun am auzit pe cineva vorbind în românește, cel mai normal să interpreteze expresia asta sau propoziția aceasta, este în felul acesta. Omul acela vorbea în românește și de aceea eu îl auzeam în limba, uh, limba, mea. Fratele spune nu. El vorbea într-o limbă necunoscută, neînțeleasă, nu o limbă umanească de pe pământ, iar eu îl auzeam în limba mea. Mai cu seamă, lucrul acesta nu este posibil pentru că fratele scoate din text la propriu, evită să menționeze din text câteva afirmații foarte importante. De exemplu, din versetul 4, unde spune și si toți au umplut de Duhul sunt și au început să vorbească în alte limbi. Nu spune că i au Deci prima afirmație făcută de Luca, care a fost cel care a consemnat lucrurile acestea sub insuflarea și călăuzirea Duhului Sfânt, el din exterior spune acești oameni, nu spune că i-a auzit vorbind în alte limbi, ci spune că au fost umpluți cu Duhul sunt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Mai mult, spune, fiecare îi auzea vorbind în limba lui, versetul 6. Versetul 8 spune, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, da? Îi auzeau vorbind. Fratele menționează doar cuvântul auzit, dar textul spune că ei vorbeau și de aceea îi auzeau așa, dar argumentul nu stă deloc în picioare, nu stă deloc în picioare. Apoi mai aduce o explicație pentru fenomenul acesta și spune, fratele, cum s-a întâmplat lucrurile? Eu cred că Duhul Sfânt a făcut, a pus în operare darul tălmăcirii limbilor în mintea oamenilor care ascultau. Și fiecare auzea în limba lui. Cum ne spune textul lucrul ăsta? Asta ridică o dificultate foarte mare pentru că se pune darul tălmăcirii în viața necreștinilor ceea ce nu vedem nicăieri în Sfânta Scriptură. Da? Dar o este dat necreștinilor. Aici creștinii au fost umpluți cu Duhul Sfânt și creștinii au vorbit în alte limbi. Fratele spune creștinii au fost umpluți cu Duhul Sfânt și ceilalți oameni au înțeles în limbile lor. Ei au primit darul tălmăcirii. Deci unii au primit darul vorbirii în limbi care nu există, iar ceilalți au primit darul tălmăcirii. Scriptura ne arată în 1 Corinteni 14 că darul tălmăcirii aparține doar celor care sunt, doar celor care sunt credincioși. O altă afirmație importantă. O a doua explicație este că era totuși glosolalia. Era o limbă necunoscută de nimeni. Vedeți cât de important este să observăm definițiile cu care lucrăm pe text. Fratele face o schimbare a conceptului de vorbire în alte limbi. O schimbare a conceptului glosolalia. Da? El spune că glosolalia înseamnă limbi necunoscute și mai menționează lucrul acesta în concluzii unde spune Plauzibilă este că la 50 a avut loc glosolalia vorbirea în limbi necunoscute așa cum ea a avut loc de fiecare dată când a coborât Duhul Sfânt. Dar uitați-vă ce spune textul, da? Deci fratele spune glosolalia înseamnă vorbirea în limbi necunoscute Haideți să vedem ce spune textul Au început să vorbească în alte limbi Nu zice în limbi necunoscute ci în alte limbi sau limbi Diferite, limbi distincte. Versetul 6. I auzea vorbind în limba lui. Fiecare auzea vorbind în limba lui. Limbi diferite, da? Versetul 8. Cum îi, dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră. I auzim vorbim în limba noastră în care ne-am născut. Versetul 11. Cretan și Areabă îi auzim vorbind în limbile noastre, lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Glosolaria nu înseamnă vorbiri necunoscute, limbi necunoscute. Înseamnă limbi distincte, limbi diferite, alte limbi, mai multe limbi. Cum mai vrea să le spui? Deci există o... Sunt două aspecte pe care vreau să le rețineți. Există o dificultate majoră în practică, o dilemă majoră, care îl duce pe fratele nostru la deformarea grilei hermeneutice, la deformarea interpretării care îl duce apoi la deformarea textului, la ignorarea unei părți din text, la deformarea textului și îl duce, bineînțeles, la deformarea teologiei. O dificultate practică din mișcarea carismatică și pentecostală. Iar apoi, de la dificultatea aceasta și de la deformarea textului, merge la redefinirea termenilor. El definește diferit acum glosul alea, diferit de cum uh, o definește uh, Sfânta Scriptură. Eu aș uh, mai menționa câteva aspecte câteva argumente pentru care nu cred că la cinzecime a avut loc fenomenul vorbirii în limbi necunoscute, da? necunoscute, ci a avut loc un fenomen de vorbiri în limbi cunoscute. Dificultatea pe care o observăm în practică, mișcarea pentecostală și carismatică rămâne, dar pe mine nu mă interesează distrug textul biblic doar ca să justifică o anumită mișcare sau teologie. De ce cred că la cincizecime au fost limbi cunoscute? Și cred, de asemenea, că astăzi cei care spun că vorbesc în alte limbi nu vorbesc în alte limbi ca în faptele apostolilor. Asta este uh, realitatea. Păi, în primul rând, pentru că avem de a face în cazul acesta, dacă adoptăm poziția fratului Petru Lascou, cu un dar al tălmăcirii nu, și cu un dar al limbilor necunoscute, da cu două daruri. Însă, Scriptura ne arată aici că a fost un singur dar. Darul limbilor. Da? În al doilea rând, avem de a face cu un dar al tălmăcirii pentru necredincioși. Cum am spus lucrul acesta, nicăieri nu mai este observat în Sfânta Scriptură așa ceva. Darul tălmăcirii este dat credincioșilor. Pavel îi îndeamnă pe credincioși să se roage ca să primească darul acesta al tălmăcirii, abilitatea de a tălmăci. În al treilea rând, dacă oamenii aceștia necredincioși sau credincioșii Vechiului Testament, cum vreți să-i numiți, oamenii temători de Dumnezeu, prezenți la 50 auzeau pe ucenici vorbind în limba lor, ei de fapt se auto-înșelau. Deci la ce zice, a fost o mega auto-înșelare. Oamenii aceia credeau că ucenicii vorbesc în limba lor când de fapt ei nu vorbeau. Și interesant că nici Petru și nimeni de acolo nu le spune mă, stați și ascultați ce, ce se întâmplă de fapt aici. Noi nu vorbim în limbile voastre, nu este niciun miracol aici. Noi vorbim niște limbi, aiurea, care nu există, niște limbi, îngeres sau ce au fi fost ele. Voi auziți, miracolul se întâmplă la voi, da? În al patrulea rând avem această ciudățenie că Duhul Sfânt coboară peste niște oameni și un miracol se întâmplă la ceilalți oameni. Duhul Sfânt coboară peste ucenici și darul tălmăcirii și miracolul auzirii în alte limbi se întâmplă la necredincioși. Da? Îi, îi numesc necredincioși pentru că nu fac parte din Biserica Domnului Isus Hristos încă cel puțin o parte dintre ei. Apoi, autorul cărții fapte, și acesta este argumentul principal, autorul cărții fapte, Luca, spune că oamenii aceștia vorbeau în alte limbi. El nu spune că îi auzea, vorbea în alte limbi, ci spune că ei vorbeau în alte limbi. Au început să vorbească în alte limbi. Acesta a fost fenomenul. În limbi uh, cunoscute. De asemenea, un alt argument important este acesta. De ce își mai băteau joc? De ce au rămas încremeniți? De ce au rămas uimiți? De ce se minunau? De ce își băteau joc unii dintre ei? de apostoli, dacă aceștia înțelegeau în limba lor un mesaj coerent. Lucrurile, cum spune aici, auzeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Credeți că erau la 50.000 de oameni care s-au dus acolo să se închine ca să-și bată joc de niște oameni care spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? Nu. Se întâmpla ca unul, de exemplu, din Frigia, Panfilia sau Egipt să audă pe unul dintre ucenici vorbind într-o altă limbă pe care el nu o înțelegea și ăsta e motivul pentru care îl bau jocurea. Dar dacă adoptăm interpretarea fratelui, fiecare auzea în limba lui. Ei nu și dădeau seama că ucenicii vorbeau în niște limbi, limbi necunoscute. Da? Așadar, confuzia care se creează acolo și uh, graba și dorința lui Petru de a explica fenomenul acela cu totul deosebit nu are nicio logică. Nu are nicio logică. Confuzie pentru ce, dacă fiecare înțelegea pe limba lui? Uh, ceea ce auzim astăzi ca pretenții de vorbiri în limbi cunoscute, cum se explică? Fratele spune, peste tot în fapte au fost limbi necunoscute. Limbi neînțelese, limbi care nu sunt omenești. Cum explicăm fenomenele de astăzi și pretențiile unora că sunt limbi cunoscute? E, oricum, este interesant că nimeni nu are curajul să pună sub semnul întrebării la îndoială sau să verifice fenomenul acesta. Să zic că, domnule, hai să nu există, noi, o limbă din asta vorbită astăzi și să o ducem să o tălmăcească niște proroci, niște oameni care au primit darul tălmăcirii. Să ducem la doi dintre ei, la trei dintre ei și să vedem dacă este măcar la doi aceeași interpretare. Eu spun că dacă se iau un milion de proroci și se dă o singură vorbire în limbă, nu sunt doi care să spună același lucru. Ceea ce arată că vorbirea care există astăzi nu este vorbirea din faptele Apostolului capitolul 2, ci este altceva. Ce vezi dumneavoastră, dar este altceva. Ce văd eu în clipul acesta este o, o o dorință născută din disperare pentru a justifica deformările și abuzurile, falsificările grave care există în mișcarea pentecostală și carismatică. Asta se întâmplă. Fratele, într-un mod cu totul deosebit spre finalul predicii amendează derapajul de, de, de mișcare carismatică și, și pendicostală și în special ideea că există un semn distinct, principal, esențial, unic al botezului cu Duhul Sfânt și anume vorbirea în limbi, însă în prima parte nu face decât să promoveze uh, un virus mult mai periculos decât acela cu care am avut de-a face până acum. Uh, nu, la 50 -me nu au fost limbi necunoscute, ci au fost limbi cunoscute. Da, avem o dilemă și o dificultate care nu va fi rezolvată, și anume că cei care spun că au botezul cu, Duh de, cu Duhul sunt de la 50 nu au vorbire în limbi de la 50 ci pretind ei că au vorbire în limbi din Corint. Dar înseamnă că nu mai au aceeași experiență ca la 50 și asta este cu adevărat o problemă. Dorința mea este ca să priviți cu obiectivitate textul biblic, să ascultați cu obiectivitate ce ați auzit și Dumnezeu să dea harul multora dintre voi să renunțați la unto-înșelare și să renunțați, unii dintre voi, la înșela pe alții cu asemenea lucruri.